Ce este postul? Postul este strâns legat de rugăciune. Aceasta rezultă din relația intimă ce am remarcat-o într-o rugăciune și progresul moral, căci postul este un factor important al acestui progres. În sens restrâns, postul poate fi definit ca înfrânarea benevolă de la mâncare și băutură din motive religios-morale. Înfrânarea aceasta poate fi ajunare sau reținere totală de la orice fel de mâncare și băutură și post propriu-zis sau renunțare numai la anumite mâncări și băuturi și gustarea celor permise cu cumpăt. Renunțările acestea nu se fac din concepția că hrana sau băutura respectivă, ca de exemplu carnea, vinul, ar fi necurate și a spurca pe cei pe care le-au din motive religios-morale, ci pentru că prin înfrânarea trupului, sufletul se ridică spre Dumnezeu. În primul rând, postul aduce potolirea poftelor trupești, înfrângând puterea lor asupra trupului și asupra sufletului. În al doilea rând, el este un exercițiu al voinței, care își arată dominația asupra instinctului de hrană și asupra poftei și plăcerilor legate de acest instinct. În al treilea rând, postul este expresia pocăinței pentru păcate. În al patrulea rând, el se aduce ca o jertfă bine primită lui Dumnezeu. Și în sfârșit, în al cincelea rând, postul sprijină rugăciunea. El face ca spiritul, eliberat de tulburarea poftelor trupești, să se înalțe cu ușurință spre Dumnezeu. La aceasta se adaugă considerația că postul este necesar și indicat și din punct de vedere medical. El purifică trupul de toxine, îl înnoiește și îl ferește de diferite boli. Având în vedere efectele acestea ale postului, biserica a rânduit ca zile de post, afară de ajunuri, miercurile și vinerile de peste an, afară de săptămânile de harți, cele 4 posturi de peste an, ca pregătiri pentru marile sărbători ce le urmează, Învierea sau Paștele, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului și Nașterea Domnului sau Crăciunul. Acestea sunt perioade nu numai de înfrânare, de la mâncare și băutură, ci și de pocăință, de lupta împotriva patimilor, de exercitarea virtuților, în special al milosteniei, și de intensificarea rugăciunilor. Postul extern e completat cu postul intern, acel post de bucate cu postul de păcate și însoțit de rugăciune. De aceea, vremea postului este vreme de pocăință, vreme de purificare și spiritualizare, vreme de comuniune mai vie cu Dumnezeu. El este lepădare de omul cel vechi și îmbrăcare în omul cel nou. De postul extern de bucate sunt scotiți copiii până la 7 ani, bătrânii de la 60 de ani, bolnavii, cei ce au munci grele sau sunt în călătorii lungi și obositoare. Scutirea aceasta nu este obligație, dacă vor să postească și aceștia. De post intern nu e scutit nimeni, postul intern referindu-se la o cât mai mare toleranță, o cât mai mare răbdare, o cât mai mare smerenie, o cât mai mare nădejde și o cât mai mare credință. Acesta este obligatoriu pentru toți creștinii. În afară de aceste zile de post stabilite de biserică, fiecare creștin poate ține post benevol în diferite împrejurări ale vieții lui. În orice caz, ori de câte ori vrea să-și intensifice viața spirituală și să potolească răscorirea patimilor. Fiecare însă pe potriva puterilor și râvnei lui. Pildă de post ca și de rugăciune avem pe Mântuitorul, care a ajunat 40 de zile în pustie și care ne-a spus că ispititorul nu poate fi înfrânt decât prin rugăciune și post. Matei 17:21. Învățându-ne totodată să postim cu bucurie și nu de ochii oamenilor, ci în ascuns pentru Dumnezeu. Matei 6:16-18. Cuvintele "nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură" nu privesc postul, ci socotința fariseilor că a mânca cu mâini nespălate este a te spurca. Matei 16:11-20. Nici o mâncare nu spurcă pe om, pentru că toate sunt curate. Dar aceasta nu înseamnă să fii stăpânit de pântece, de lăcomia pântecului, de poftă, ci să stăpânești poftele. În măsura în care vei fi stăpân pe tine însuți, peste poftele tale, în acea măsură sufletul va fi mai liber să se înalțe spre zările divine și toată ființa ta va fi străluminată de lumina lui Dumnezeu. Căci postul este rădăcina nepătimirii și maica virtuților. El face posibil avântul rugăciunii, precum rugăciunea coboară puteri divine în lupta postului.